boss ass bitch. Boss bitch. Boss ass bitch. Este parte de când lumea, un fel de ghiru de la Auxerre al timpurilor moderne, să zicem așa. Poate vi-l aduceți aminte și pe ghiru și pe Alex Ferguson, tot așa, antrenorii foarte, foarte longevivi pe banca tehnică a unei singure echipe. De partea cealaltă, Simone Inzaghi începe cu Zomer între buturi, Pavard, De Vrij, Bastoni, linia de fund, Dumfries pe partea dreaptă, Barea, Calhanoglu, Mkhitaryan în centru, Di Marco pe stânga, Lautaro Martinez și Marcus Thuram în față. Așadar, sunt două sisteme tactice care seamănă leit. E un fel de 3-5-2, să-i zicem așa, dar foarte... Salut, Petrica, salut, Vanu, salut, Paul, respectiv Inter Milano. Vă spuneam și vă repet,
în momentul în care a început meciul. Ce faceți? Este calificată Griezmann, foarte bună pasa. O primă acțiune pentru Atletico Madrid a fost o centrare a lui Samuel Lino din partea. Alo Vanu, salut tati. Ce fac băieți, grei, băi, ați văzut Arsenal la seară, ce frumos s-au calificat la penalt. Același Samuel Lino a centrat. Câtă dramă. Aștepta acolo balonul și Hermoso, care avea un ui mai bun, a preferat însă Samuel Lino să centreze și mingea a trecut. Live 24 de ore cu Orațu Moldova. Situat în mijlocul careului, centrarea l-a depășit acolo pe Dumfries, însă Di Marco pe partea cealaltă l-a incomodat suficient pe Marcos Llorente pentru ca acesta să nu poată lovi corespunzător mingea cu capul la această fază. Rezerve: Reinildo, Cesar Azpilicueta, Rodrigo Riquelme, Fermeren, Correa, Gabriel Paulista, Horatiu Moldovan, Antonio Gomis, Saul Depay și Pablo Barrios pentru Atletico Madrid. Doi portari de rezervă așadar, Horatiu Moldovan și tânărul Antonio Gomis. Avem deci satisfacția că iată un român, Horatiu Moldovan, chiar dacă este rezerva lui Oblak, ar putea ajunge în sferturile de finală ale celei mai titrate competiții continentale. Poate se accidentează Oblak. Liga Campionilor. De partea cealaltă, Aslani, Basek, Klassen, Buchanan, Sar, Stankovic, Di Gennaro, Sanchez, Darmian, Audero, Fratesi și Acerbi sunt rezervele echipei italiene. Aproape campioană Interul în Italia, este virtual câștigătoarea lui Scudetto, chiar dacă mai are nevoie de ceva puncte pentru ca această afirmație să devină și una practică, nu doar și una matematică, nu doar una practică, pentru că avansul este atât de mare pentru Inter Milano. Ia să ne uităm la comentarii. Pierde în ultimele etape ale acestei ediții de campionat titlul. A fost acolo. Vezi că e bombă Rolf aia, fra. E bombă Rolf aia. Capitanul echipei Lautaro Martinez, acesta a încasat o minge de la mică distanță, însă în mână. A trimis Hermoso acolo, am crezut că l-a lovit în piept sau în față mingea pe Lautaro Martinez, dar din reluare mi-am dat seama că l-a lovit în mâna dreaptă, pe care o avea depărtată de corp. Arbitru este Simon Marciniak, polonezul care a fluierat finala campionatului mondial. Bă, ca Drăgușin, mă! Ăla mai intră măcar. Moldova nu intră deloc, văd că. La campionatului mondial. Nu bagă deloc pe Moldova. Simon Marciniak, dacă vă duceți aminte, a fluierat finala Ligii Campionilor de anul trecut, când Manchester City o învingea printr-un gol marcat de Rodri pe Inter Milano cu scorul de 1-0. Lovitură liberă a fost Hens acolo la Martinez, o centrare pe care a reluat-o cu capul acolo Savic și a urcat foarte, foarte periculos muntenegreanul, cum o face deseori la fazele fixe, însă mingea trimisă de el cu capul de la aproximativ 13-14 metri, deci o distanță apreciabilă când vorbim de loviturile de cap, a fost prinsă acea minge de către portarul elvețian Sommer, cel care a fost la un moment dat în carieră la Borussia Mönchengladbach, și chiar vreau să fac o referire la această echipă, pentru că Borussia Mönchengladbach aseară a fost învinsă de Saarbrücken în sferturile de finală ale Cupei Germaniei cu scorul de 2-1, mare surpriză, Saarbrücken fiind echipa din Liga 3, frate. O echipă din Liga 3 germană și care, iată, a făcut deja victime, a bătut-o pe Karlsruhe, echipă din Zweite Bundesliga, apoi pe Bayern München, pe Eintracht Frankfurt și într-un final, iată că... Bătut-o pe Bayern, băi, ești nebun la cap. Mönchengladbach, a treia echipă de ligă de elită pe care Saarbrücken o scoate din competiție. Armin pe TikTok. Saarbrücken va juca acum în 2-3 aprilie în semifinalele Cupei Germaniei cu Kaiserslautern din Liga Secundă. Samuel Lino pătrunde șutul, este respins cu greutate. Poți, Paul, poți. Sommer, ocazie mare pentru a... Ai avansat, bravo. Scorul în minutul 5, șut de pe partea stângă din careu, expediat de către Samuel Lino, care a pătruns, a pierdut pe drum doi adversari, pe Dumfries și pe De Vrij. Șutul acestui a fost parat de către portarul Sommer, care a plonjat. Mă întorc la Saarbrücken. Este o distribuție a Quartetului de Ași absolut incredibilă în Cupa Germaniei. Pe lângă Bayer Leverkusen, care bate pe toată lumea, sunt încă trei echipe, toate din eșaloanele inferioare. Fortuna, bă, dar ce bine merge Leverkusen, frate. Desliga, respectiv Saarbrücken din Liga 3. Ocazie mare, Atletic. Bayer Leverkusen va juca împotriva celor de la Fortuna Düsseldorf într-o semifinală, în vreme ce Kaiserslautern va lupta, sunt convins, până la epuizare cu micuța Saarbrücken în cealaltă semifinală. Dacă nu știați, vă mai spun eu, ca să încheiem această paranteză despre Saarbrücken, mai ales că avem și o centrare imprecisă din partea celor de la Atletico Madrid, prinsă de către Sommer. Saarbrücken, prieteni, este o
Uite, Moldovan, ce intervenție, Moldovan. După cel de-al doilea război mondial a fost o regiune în protectorat francez, pentru că nu au vrut să accepte cei din... Dar ce mai strâns am fost, frate? N-au vrut să accepte noua împărțire a Germaniei și au avut un fel de formă de protectorat, putându-și organiza chiar o echipă națională care a evoluat, atenție, în preliminariile pentru campionatul mondial din 1954, au trimis sportivi olimpici sub drapelul până în poartă asta, că știu. Și echipa lor campioană, Saarbrücken, a jucat în prima ediție a Cupei Campionilor. Ah, Leverkusen, mamă, Leverkusen. Și Leverkusen e și în Europa League, așa e? 4-3 în finală cu Rams, dacă vă aduceți aminte, din Franța. Pe de altă parte, mai trebuie să spunem, ca să închidem cu tot... Vă dați seama, parcă e și în Europa League, Leverkusen. Saarbrücken a jucat... Poate ia și cupa și campionatul și... Din cauza acestor probleme, spuneam, de graniță, de trasare... Salut, Șerban, ce faci? Imediat citesc comentariile, salut! ...între timp pe monitoarele de pe care ne inspirăm ca să facem acest podcast comentariu pentru dumneavoastră, am revăzut faza cu Samuel Lino, care a tras puternic de acolo și l-a făcut remarcat pe Yannick Sommer la faza respectivă. Inter Milano n-a mai câștigat de 20 de ani în Spania, însă pornește de la avantajul acestui 1-0 pe care îl are după golul marcat de austriacul Marco Arnautović, spuneam, în minutul 79 al partidei tur. Și apropo, iată și lista de gol, care este una destul de lungă pentru fiecare dintre cele două echipe, deoarece sezoanele sunt grele, se intercalează competiții interne și internaționale, mai sunt și, știm bine, meciurile echipelor naționale. La Atletico lipsesc Jimenez, Lemar și Marcos Paulo. Cesar Azpilicueta nu este refăcut în totalitate, dar totuși poate să fie pe banca de rezerve. Dincolo, Siensi, Cuadrado, Carlos Augusto și mai ales Arnautović, cel care a marcat golul care până una alta decide echipa ce conduce în această dublă manșă hispano-italiană, cum spuneam, după Barcelona-Napoli. Apropo și de Barcelona-Napoli, s-a înregistrat exact aceeași distribuție a scorurilor precum în 2020, când tot în optimile de finală s-au întâlnit cele două. Samuel Lino pe partea stângă, Samuel Lino centrează, respinge Dumfries, arbitrul certat de cei de la Inter Milano pentru că nu a dat un presupus fault mai înainte de această fază, este aruncare de la margine pentru Atletico Madrid, pe care Samuel Lino renunță să o execute în favoarea coechipierului său Hermoso. Mă voi întoarce la ideea cu Barça și cu Napoli după ce vedem rezultatul acestei... Ai stricat un PC? Ce PC ai stricat? Dar câte ai? Hermoso trimite... Am stricat un PC? ...careul în care câștigă duelul aerian cei de la Inter. O centrare, Lautaro Martinez venit în preajma careului, încearcă să preia, greșește și este... Iarăși, aruncare de la margine, de la Samuel Lino. Hermoso repune totuși până la Samuel Lino în partea stângă, centrarea blocată de același Dumfries. Suntem deja în minutul 10, prieteni, 0-0. Barcelona și Napoli s-au întâlnit în 2020, prieteni, tot așa în optimile de finală ale Ligii Campionilor și exact aceleași rezultate ca și acum s-au întâmplat, 1-1 pe stadionul Diego Armando Maradona. Mă rog, atunci nu se numea așa, se numea San Paolo, vechiul nume. După decesul lui Maradona a preluat acest nume simbolic. În 2022, apoi cele două s-au întâlnit în Europa League, 1-1 la Barcelona și 4-2 la Napoli. Deci Barcelona o elimină pentru a treia oară în 4 ani, în 5 ani de competiții continentale pe... Dar nu cred că e scump un hard, bro. Să zicem așa. Dacă e doar hard, e ok, ai scăpat. Să tot joace cu Barcelona. Iată și rezultatele din optimile de finală de... Ce faci, frate? Salut, Chris. Ai fost azi la sală? FC Copenhaga, scor general 6-2, ambele manșe terminate cu 3-1. Real Madrid este singura echipă spaniolă până în momentul de față, Real și Barcelona, singurele echipe spaniole care s-au calificat. Realul a eliminat pe Leipzig 1-0 în deplasare. Am văzut, ți-am răspuns pe Instagram. A trecut cu 2-0 acasă, 2-1 în deplasare de Real Sociedad. Lazio a pierdut dubla cu Bayern München, deși câștigase pe Stadio Olimpico 1-0 pe Allianz Arena. Bavarezii s-au impus cu 3-0. Mai avem disputa de astăzi, Atletico Madrid Inter Milano, mai avem PSV Eindhoven cu Dortmund 1-1 în tur, iar Porto și Arsenal s-au duelat și ele la penaltiuri. A reușit să câștige Arsenal după ce a fost în tur 1-0 pentru Porto, în retur 1-0 pentru Arsenal și la penaltiuri 4-2.
Vineri la ora 13 va avea loc tragerea la Sofia. Păi, ce bine joacă ăsta, mă. Finală ale Ligii Campionilor, dar până atunci mai avem, cum spuneam, două echipe de cunoscut, de determinat pentru tabloul final al octetului Ligii Campionilor. Se joacă și o restanță Premier League. Bournemouth, Luton 0-2, extraordinar, iar Dortmund deja a deschis scorul contra celor de la PSV. O scada gol Dortmund. Evident, și acel meci îl puteți asculta în comentariul colegului meu Vlad Podar, tot aici pe Flashscore. Mă uit să văd dacă nu cumva este Radu între buturi, nu, este Neto acolo. Radu al nostru, portarul de rezervă, nu este nici măcar pe banca de rezerve, este acolo Travers, cel care a fost chemat pentru a fi al doilea portar pentru Bournemouth în această partidă și deja începem să ne gândim la o a treia soluție, pentru că dacă primi doi portari de națională, Bournemouth, Ionuț Radu și cu... Ai făcut măcar picioare, ceva sau? Horațiu Moldovan nu joacă, ar trebui cumva... Eu azi oricum nu puteam să vin. Soluție poate chiar din campionatul intern. L-am văzut pe Silviu Lung Junior, să știți, apărând foarte bine la Poli Iași, capitanul echipei. El este un portar care, din punctul meu de vedere, ar putea fi o soluție. Târnovanu, Aioani, mai sunt destul de multe exemple de acest gen care pot oricând Întebrascu să fie titularizați și la echipa națională. Niță de la Gaziantep, în fine. Griezmann ai rupt antebrațul, nu? Să ne întoarcem și la joc, minutul 13, un joc deocamdată de tatonare care nu spune foarte multe, n-a adus extrem de multe ofensive, realizări ofensive. Alvaro Morata recuperase, dar a pierdut balonul la 25 de metri de poartă și este un contraatac periculos al celor de la Inter. Bă, dar nu poți să-i dau golul ăsta nici cum. Care, nu, este Dumfries, șut de două ori la poartă, îl încearcă acolo pe Oblak. Dumfries a sprintat în extrema dreaptă, a șutat prima dată cu piciorul. Ah, de mă dă un gol că... După ce a fost respinsă de către Oblak, a ajuns atât, tot gata. La el și încă un șut la colțul scurt, dar valoarea portarului sloven este una arhi recunoscută pe toate palierele, să zicem așa. E între primii 5 portari din lume, Oblak, din punctul meu de vedere, este un simbol pentru Atletico Madrid, deci nu trebuie să ne supărăm pentru faptul că Horațiu Moldovan până acum nu a prins niciun minut între buturile lui Atletico Madrid, însă de fiecare dată a fost rezervă neutilizată, prima rezervă de portar. Gârbici a plecat pentru că probabil s-a săturat să lustrească banca și a vrut să joace, pentru că unui portar îi trece timpul, să zicem așa, dacă nu joacă este posibil ca el să-și iasă din formă și să nu mai aibă apoi eficacitatea necesară. Minutul 14, mingea este la cei de la Inter Milano, Çalhanoğlu a pasat în spate acolo pentru Bastoni, acesta mai departe pentru Pavar. Îți dă frățiorul de toate, Șerbane. Care este în tușă, o minge care se întoarce la același Benjamin Pavar, iar acesta trimite de siguranță către portarul Zomer. Prieteni, un portar care, spuneam, a trecut și pe la Borussia Mönchengladbach, pasă pentru Lautaro Martinez, minge pierdută, a fost acolo pasa lui Rodrigo de Paul la întâlnire, a ieșit din dispozitiv. Nu zic, Cristi, ce te-ai mai hotărât? Periculoasă centrarea lui Molina. Trece prin fața porții Griezmann, recuperează pe stânga, centrarea lui Griezmann, boxează. Codlea 2024 sau pas? Mingea s-a dus tot către fanionul de colț, minge recuperat acolo, dar arbitrul a văzut un fault, o tragere de tricou asupra lui Barella, mijlocașul celor de la Inter Milano, așa că a dat fault pentru echipa în apărare. După o intervenție care i-a aparținut acolo lui Samuel Lino, n-a fost tragere de tricou, a fost o secerare evidentă la nivelul piciorului de sprijin efectuată de către Samuel Lino. Așadar, prieteni, avem o mare ocazie a lui Dumfries, dublă ocazie, prima dată a tras cu piciorul drept, apoi cu stângul, însă Oblak nu a fost păcălit, chiar dacă, să zicem, a dat unele emoții la aceste intervenții. Dublă paradă pentru Jan Oblak, capitanul naționalei Sloveniei, care va juca la campionatul european în aceeași grupă cu Danemarca, adică exact cu echipa cu care s-a confruntat și în preliminarii. Cele două au mers având, să zicem așa, opoziția Kazahstanului, a Finlandei, a Irlandei. Trebuie să ne antrenăm atunci mai intens. Selecționata din San Marino. Apropo, selecționata din San Marino va juca... Nu, mă, mi-a dat gol, mă, băga-mi o
E grav la Rivals când e gol așa, că pierzi timp, Iurea. Interesant acea partidă la Serra Valle. Cele două partide se vor disputa între echipe mai mici, bineînțeles. O pasă foarte bună acum, ce combinație au încercat cei de la Inter Milano cu Thuram și cu Mkhitaryan. Balonul a fost între timp respins, Dumfries luptă acolo, pierde mingea. Griezmann este cel care atacă pe partea stângă, pasa către interior pentru Alvaro Morata. Cele două vârfuri combină, Griezmann era singur, izolat în partea stângă, a încercat să dea din prima cu piciorul stâng, a lovit însă mingea defectuos, iar aceasta s-a dus în brațele portarului Sommer. Rezultă deci o nouă fază greșită de către cei de la Atletico Madrid, care au ieșit din Cupa Spaniei, a eliminat Athletic Bilbao în semifinale, au ieșit, iată, și din cursa pentru titlu, deoarece e foarte greu să-i ajungă pe Real Madrid, este o distanță în campionat. Hai de mine! Italia, acolo unde Inter Milano este echipa care domină autoritar evenimentele. Griezmann pasă înapoi pentru Hermoso, acesta a combinat cu Koke. Capitanul echipei a transmis înapoi pentru belgianul Witzel, iar acesta pentru Savic. Molina, iată, folosim foarte multe naționalități. Ce să facem, bro, important pentru tine. Avem ceva, îți dai seama. Alvaro Morata, dar intervine Sommer, plonjează la bocancul adversarului. Nu era însă neapărat o fază periculoasă la această pasă a lui Koke, deoarece Alvaro Morata era destul de departe. Nu se știe, sincer zic, nu se știe. La copii acolo, motiv pentru care Sommer nu se știe cine. Uite mă ce fac. Respectiv, însă care a fost destul de spectaculos. Minutul 18, Atletico Madrid, Inter Milano 0-0. La acest scor, finalista ediției trecute de Liga Campionilor, este echipa care va merge mai departe în sferturile de finală, în dauna echipei lui. Diego Simeone, spuneam, fost jucător într-o perioadă a carierei sale. Iar nu se știe, Cristi, acolo ce o să se întâmple. Suntem pe Civitas Metropolitano, unde va juca și echipa. Dar să apară vreun monstru de la genetic, știi ce zic? Un ceva, nu știu, ceva wow. Că dacă vin din ăștia care sunt curioși, îi distrugi. Care știi? Că nu-s mult sub 18 ani, sunt puțin rău, părerea mea. L-a expediat Lautaro Martinez de pe la vreo 30 de metri din poziție. Și eu zic că ai categoria cât de cât ok. L-a lovit în spate pe Witzel în zona cefei, a luat o traiectorie curioasă, mingea și a căzut sub bara transversală, dar Oblak, încă o dată atent, a reușit să voleibaleze mingea ușor și să o țină. Luton 3-0. Și vedem cu sens, o să ne interesăm ca lumea de masă, curioasă pentru că au recuperat prin cealaltă. Poate chiar, poate rezolv, poate le întreb chiar pe Cobra să vorbească cu Sabin sau știi. Witzel și de acolo spre poarta lui Oblak. Eu cu Cobra vorbesc mai des. Madrid are din nou posesia, o pasă în lungă. Și să vedem, poate mă rezolvă, știi, să îl iau de la ei, să știi, poate au pe acolo, cine știe. Ajunsese. Poate au de vânzare, știi? Și Molina acolo care l-a faultat, l-a dezechilibrat. Mamă, 27 de luni membru Vali, bă, fraților. Cred că a greșit aici apărătorul. Bă, Vali, 27 de luni, băi, Vali, glumești? Doar începutul. De aveam 20 ca tine, dărâmam YouTube-ul. Pentru că este fault. Mersi frumos, Vali. Nu s-au grăbit foarte, foarte tare să. Ai văzut pe cine am poartă? 20, Atletico Madrid Inter Milano 0-0. Se pare că se prelungește această perioadă de tatonare între cele două echipe. Interul este echipa care este acum în posesie cu De Vrij. Acesta a pasat pentru Pavar. Mingea ajunge la francez, întoarce pentru jucătorii din zona. Bă, Orațiu Moldovan a luat craci. Bă, dar ai, ofse, dar mi se pare mie sau se fac greu victoriile la Rivals? Și a folosit jocul de picior. Sau poate nu, s-a acolo cu Mkhitaryan. Cu Moldovan joc, fra. Pe aceeași relație merge mingea, Mkhitaryan în colțul careului mare, fentează frumos, pasează ușor pentru. Păi ce să fac, frac, oricum îi sparg. Pot să joc fără portar. Golul celor de la Atletico Madrid n-a fost foarte, foarte hotărât la această fază, motiv pentru care îți scap Cristi din chat la ping-pong eu la FIFA. Avem aici un campion la tenis de masă. Așa și eu la FIFA, ca el la tenis de masă. O pasă cu Calhanoglu. Să ne uităm și ce s-a mai întâmplat în ultima vreme. Atletico Madrid, după eliminarea de la Bilbao, când a pierdut cu 3-0, extraordinar de usturător acel eșec, a bătut-o pe Betis Sevilla cu 2-1 pe 3 martie, după care a capotat pe terenul Codașei Cadiz în campionat
a pierdut cu 2-0. E tank Werner, fra. E bunicel tare. Care de la eșecul din tur a mai făcut și un egal cu Almeria, 2-2. Nici acela nu este un rezultat foarte onorabil pentru un club cu o carte de vizită atât de încărcată de succese cum este cel de la Atletico Madrid. De partea aceasta, merge absolut excepțional. În urma victoriei cu Atletico Madrid au mai urmat alte 4 succese: 4-0 la Lecce, 4-0 cu Atalanta, 2-1 cu Genoa și 1-0 la Bologna. Atenție, Bologna este și ea o echipă foarte bună în acest sezon, e locul 4, deci dacă își va păstra această poziție, echipa boloniză va merge direct în grupele Ligii Campionilor. Să vedem acum Di Marco pe contraatac, pe partea stângă este 2-1, Di Marco a centrat pentru Marcus Thuram în partea cealaltă, așteptat, dar era greu să dea mingea până acolo. Di Marco îi solicita balonul, cine credeți, în partea opusă, Barella, dar distanța între Di Marco și Barella era pe latul terenului de 35 de metri. Dă-mă 2 gol de acolo, fra. Să angajeze pe Marcus Thuram, cum s-a și dorit de altfel. Lautaro Martinez, în propria jumătate de teren, este deposedat acolo de către Samuel Lino. S-a gândit prea mult argentinianul, mingea pentru Griezmann, care a combinat cu Koke și cu De Paul, balonul în dreapta pentru Molina. Acesta centrează, Griezmann nu reușește să reia cu capul, a respins De Vrij de lângă el. Griezmann trage apoi pentru că au recuperat mijlocașii și l-au reangajat în careu imediat pe Griezmann. Acesta a tras după pasa oferită cu generozitate de capitanul echipei Koke, dar mingea s-a dus peste partea transversală și este deci 0-0, prieteni. Spuneam despre tururile de orizont, sunt foarte scurte în această perioadă, pentru că în afară de Liga Campionilor nu avem cine știe ce de semnalat. Restanța din Premier League, Bournemouth-Luton este 0-3, Dortmund conduce pe PSV Eindhoven cu 1-0 și evident în acest context Dortmund este echipa care merge mai departe. Vă reamintesc că în tur a fost 1-1 pe stadionul olandezilor. Așa sunt foarte multe meciuri, se joacă și play-off-urile din Cupa Asiei, din toate competițiile continentale. Yokohama a bătut-o astăzi pe Shandong, un duel japonez-chinez, 1-0 în Asia, în Liga Campionilor Asiei. Să nu uităm, prieteni, că avem segmentat acel continent în două, est și vest, pentru că sunt distanțe mari, fus orar foarte diferit, motiv pentru care echipele din zona Golfului Persic joacă între ele, iar cele din partea de est joacă de asemenea între ele. Al Hilal s-a calificat mai departe în semifinale și a ajuns la un total de 28 de victorii la rând. Este un adevărat record. Cine crezi va adică Champions League? Care evoluează, cel puțin în teorie, și Neymar l-a stabilit cu această ocazie. Samuel Lino pasă înapoi pentru De Paul. Acesta avansează la 30 de metri, poziție centrală, încearcă o pasă pe jos, respinsă de către De Vrij. Pasa al căuta pe Alvaro Morata. Recuperează cei de la Atletico, foarte buni la pressing. Griezmann pasă înapoi pentru Samuel Lino, cere acolo Griezmann, pase tip tiki-taka, dacă vreți, între Koke și Griezmann. Balonul se duce pe partea opusă la De Paul. Centrare lungă pentru Alvaro Morata, dar peste acesta Alvaro Morata era și marcat de către unul dintre cei trei fundași centrali ai Interului la această fază. Rămâne așadar, prieteni, 0-0, calificant, spuneam, pentru formația vizitatoare, pentru Inter Milano, care vine de la înălțimea echipei care juca, să nu uităm, în sezonul trecut, finala Ligii Campionilor în iunie la Istanbul împotriva celor de la Manchester City. S-a jucat și în Cupa Braziliei, s-a jucat și în multe alte competiții, în special în America de Sud. Sunt și play-off-uri în Liga Campionilor la tineret, așadar AC Milan cu Real Madrid după penaltiuri, AC Milan s-a calificat. FC Porto a bătut la Mainz în deplasare cu 4-1 și iată ce interesant, Mainz este una dintre echipele candidate la retrogradare în partea de tablou la seniori în Bundesliga, în vreme ce echipa de junior sub 19 ani acestui club a jucat sfert de finală în Liga Europei. În Cupa Franței, PSG conduce minutul 15 pe Nice cu 1-0. Avem și acolo, deci, meciuri în Cupa Franței. PSG, având etapă liberă după calificarea cu Real Sociedad, joacă într-o competiție internă, al cărei trofeu, evident, că îl țintește și în acest sezon, cum s-a întâmplat de altfel peste tot și mereu. Această echipă a vrut întotdeauna trofeele
pe care le-a văzut puse în joc. În fine, sunt, spuneam, meciuri și prin Nigeria, și prin Nicaragua, și Mexic. Peste tot în lume se joacă fotbal, noi însă ne orientăm la această partidă cu Alvaro Morata, care pasează înspre partea dreaptă pentru Marcos Llorente. Autorul golului egalizator din derbiul cu Real Madrid, Marcos Llorente, a pasat imprecis în spate la această fază și posesia pentru Atletico Madrid s-a încheiat practic înainte de a începe. Atletico va mai avea un derby la sfârșit de săptămână, duminică seară, de la ora 22, va juca împotriva Barcelonei, un derby în campionatul intern, pentru că echipa care va învinge, dacă va exista vreuna, mai nutrește, cel puțin în teorie, șanse să o prindă pe final de stagiune pe Real Madrid din spate, deși este foarte, foarte greu, chiar și în condițiile în care ar câștiga, spuneam, una dintre echipe. Dacă e egal, este clar că acest egal va ajuta pe Real Madrid. Mingea la cei de la Inter Milano, care încearcă să treacă de centrul terenului, postați în propria jumătate de teren, e drept în apropiere de acea linie de mijloc. Cei de la Atletico Madrid așteptau să vină peste ei posesia italienilor, lucru care nu s-a întâmplat pentru că nici italienii nu par a fi foarte dornici să atace. De aceea este un meci de uzură la mijlocul terenului. Lautaro Martinez a încercat o pasă din piruetă, mingea l-a lovit în mână pe Savic, arbitrul l-a văzut și a dat cartonaș, a dat lovitură liberă. Nu-i cartonaș galben, mingea i-a sărit, a lovit-o prima dată cu piciorul stâng Savic și s-a urcat ulterior pe mână. Minutul 27, da, așa este, l-a lovit mingea pe Savic. Minutul 27, prieteni, am intrat în minutul 28, lovitură liberă, va executa Çalhanoğlu. Ce pereche bună de mijlocaș, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, lângă ei Barea, care este un fel de electron liber în această echipă. A venit și Dimarco acolo lângă Çalhanoğlu, să vedem cum se execută, dacă va fi o schemă cumva. Çalhanoğlu trimite către Careu, imprecis, nu este niciun coechipier acolo, mingea sare din pământ în brațele lui Oblak, care ajunge la marginea Careului și, în loc să degajeze lung cu piciorul, dă drumul mingii pentru Marcos Llorente. Acesta a pasat în spate, Savic a degajat imprecis, o luptă pentru balon la mijlocul terenului câștigată de către Koke, care pasează spre zona din fața sa. Era Marcos Llorente acolo, pasă în dreapta pentru Molina, așteaptă sprijinul mijlocașilor, care vine cu De Paul și cu Koke. Pe Hermoso îl vedem în stânga, centrare și mare șansă pentru Atletico Madrid, lovitura de cap, Alvaro Morata din 12 metri, poziție centrală între fundașii italieni, nu avea voie acolo să dea cu capul cu atâta lejeritate Alvaro Morata, însă a reparat greșeala Zomer, care a urmărit exact și atent distribuția acestei mingi, a plonjat și a reținut mingea, s-a dus către dreapta porții, acolo unde a plecat în plonjon împingând în picioare și Yannick Zomer. 0-0 în continuare, dar Alvaro Morata a trimis foarte periculos o lovitură de cap care putea să se transforme în golul de deschidere a tabelei în această seară pe Civitas Metropolitano, spuneam, acolo unde pe 26 ale lunii va juca naționala noastră contra Columbiei. Tot atunci, în 26, va mai fi un meci interesant cu Suedia la junior sub 17 ani. Echipa națională rezervată acestei categorii de vârstă a României susține un turneu 4-la-ter, calificările de elită pentru campionatul european de sub 17 ani. Vom juca împotriva Țării Galilor, Bulgariei și Suediei, reprezentative similare, în 20, 23, respectiv 26 martie. Primele două meciuri încep la ora 12 la amiază, al treilea decisivul la ora 11. Dacă ne vom califica de pe unul dintre primele două locuri, vom merge la campionatul european din Cipru între 20 mai și 3 iunie. Între timp s-a respins de acolo din Careu, a fost un atac periculos al celor de la Atletico Madrid, care au recuperat prin De Paul. La 30 de metri, De Paul avansează pe partea dreaptă, centrarea acestuia este ștearsă de către De Vrij, mingea se duce spre lateral, este recuperat acolo de Barelia, care pasează înapoi pentru Pavar. Acesta mai departe trimite în centru, o contraindicație, recuperează cei de la Atletico Madrid, Koke pentru Samuelino în colțul careului pe stânga. Ce șut frumos a încercat acolo Samuelino, dar balonul s-a dus peste poartă, șutul a fost în diagonală cu piciorul drept spre vinclu, însă nu a reușit să prindă cadrul porții. Samuelino, un jucător foarte bun, fără discuție, acest Samuelino. Am revăzut și o fază în care
Duelul între De Vrij și Alvaro Morata i-a dat câștig de cauză atacantului spaniol, dar nu s-a întâmplat nimic ulterior după acel clinch câștigat, cum spuneam, de către Alvaro Morata. Minutul 31 deja al partidei, Atletico Madrid-Inter Milano este 0-0. Cităm și câteva dintre informațiile culese pentru dumneavoastră, dragi prieteni, de pe multiplele site-uri de limbă spaniolă, italiană și inclusiv română, pentru că, să știți, avem posibilitatea de a ne documenta foarte bine de pe site-urile de limbă română, nu mai vorbim despre cele de limbă engleză. Site-ul oficial al UEFA este foarte, foarte abundent în informații, nici n-avem timp să dăm atât de multe informații câte sunt postate acolo. Atletico Madrid este locul 4 în La Liga, are 2 victorii în ultimele 2 meciuri dintre oficiale și doar una din ultimele 5 partide de acasă pe Civitas Metropolitano este câștigătoare, una dintre partide. Pe teren propriu, Atletico Madrid are o singură înfrângere în ultimele 21 de meciuri, 0-1 cu Athletic Bilbao în Cupa Spaniei în sferturile de finală, în semifinale, pardon, în rest 28 de victorii și 2 egaluri. Așadar, în 31 de meciuri, Atletico a pierdut o singură dată pe teren propriu, dar totuși a fost o înfrângere decisivă, pentru că Athletic Bilbao a putut să construiască o calificare istorică pentru basci în finala Cupei Spaniei, finală care va avea loc pe 6 aprilie, apropo. După victoria de pe Civitas Metropolitano cu 1-0, Bilbao a câștigat acasă pe San Mames cu un categoric 3-0. În Liga Campionilor, elevii lui Cholo Simeone sunt neînviși de 8 meciuri, chiar dacă doar... Bună seara, Nela! Ce faci? Tot șir de rezultate pozitive se numește. Ultima echipă care a câștigat la Madrid un duel european a fost tot una din Italia, din Milano, AC Milan, în faza grupelor în noiembrie 2021. Deși într-un clasament al cartonașelor galbeni... Ce să fac? Uite, joc un pic de Raivos, moșul Atletico cu... Gol, 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 Di Marco! 1-0 pentru Inter Milano, prieteni, minutul 33. Di Marco, gol Inter. Să deschidă scorul pentru echipa lui Simone Inzaghi și Atletico Madrid în momentul de față este eliminată din competiție. Mamă, ce meci avea! Interul își dublează avantajul din tur. A fost o fază la care, sincer să fiu, nu mă așteptam ca... Bă, da gol Inter, băi. Oaspeților să fie atât de cursivă, Di Marco vine în fața camerelor de luat vederi și are acea figură de motan nedumerit. Cum eu am putut să dau așa gol? Ei, uite că da, mingea a curs din partea stângă, a fost o centrare și Di Marco a ajuns liber, nemarcat, preia mingea de la Barelia și trimite în poartă de la vreo 7-8 metri. Coche era în spatele său, Vițel departe, Hermos... Vezi, dacă îl băga pe Moldova... Însă mai mult l-a mascat acolo pe Oblak, care n-a mai avut nici el ce să facă. La 0 așadar pentru Inter Milano, gol marcat de către Di Marco, pasa lui Barelia. Ce cooperare bună între cei doi oameni din compartimentul median. Și iată, vă spuneam despre Barelia, care este un jucător care satelitează efectiv între Çalhanoğlu și Mkhitaryan, ori prin flancurile acestui cuplu care e însărcinat cu recuperarea majorității baloanelor ce vin spre careul celor de la Inter Milano. Primul gol în actuala ediție de Liga Campionilor pentru Di Marco, prieten, dar este un gol foarte, foarte important și... Pai mai mult cu Atletico, azi ține că e moldovan acolo, da. Gol pe care l-a marcat Di Marco. Dacă nu era moldovan cu Inter. Tu? 2-0 la general, Atletico Madrid va trebui să muncească vârtos pentru a da 2 goluri în speranța că va împinge această dublă manșă a cărei miză este calificarea în sferturile de finală ale Ligii Campionilor în prelungiri. A căzut regula golului de marcat în deplasare sau golurilor marcate în deplasare care se contabilizau dublu la egalitate, așa că 1-0 sau 2-1 este același lucru. Altădată echipa care câștiga cu 1-0 avea un avantaj mai mare față de cea care câștiga pe teren propriu cu 2-1, ocazie, gol, 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 nu se ridică Fanionul și este 1-1, Griezmann beneficiază de gol, Griezmann, 1-1. Extraordinar de mare. Bă, ce meci avea. Parlamentări, Griezmann este cel care a marcat, a trecut mingea nepermis de ușor prin apărarea italienilor, iar Griezmann din 6 metri a reușit să reia. Ia să vedem reluarea, pentru că iarăși este un gol surprinzător, centrarea de pe partea dreaptă. Cred că e offside încă de acolo la Alvaro Morata, apoi o offside care este trimisă spre Griezmann, acesta de la Coche a primit,
e un luft, dublu luft al fundașilor, extraordinar. Au greșit acolo și De Vrij, ba nu, Pavar a dat prima dată pe lângă minge, după care, în urma acelui luft al lui Pavar, care a lustruit mingea, cum se spune, a mai dat pe lângă minge și Bastoni, n-a lovit-o în plin, balonul a ajuns la Griezmann, care din fața lui Sommer a restabilit egalitatea 1-1. Vedem, pentru că deocamdată sunt jucători în preajma arbitrului Marciniak, polonezul cred că are acolo o discuție. Scorul este egal, 1-1, după cum arată pe tabela de marcaj, nu s-a verificat la video, nu s-a întâmplat nimic, offside n-a fost, am văzut pe reluare, pentru că... n-a fost offside, nu? Spate. Nici vreo preluare cu mâna, deci este gol, valabil, 1-1, minutul 37, restabilește egalitatea Atletico Madrid, trebuie prin Antoine Griezmann, greșeli de apărare și într-o tabără și în cealaltă, dar până la urmă... Nu se lasă Griezmannul ăsta. ...echipe foarte, foarte bune... E frumos, ai văzut aseara meciul Arsenal? ...se păstrează jocul, greșeală așteaptă, sigur că avem de-a Arsenal cu... cu Porto. Mamă, ce dramă a fost acolo la penalti, frate. Chiar și la acest nivel și iată, deja am văzut două în ceva mai mult de jumătate de oră. Exact. Eu sunt fan Arsenal. Goluri, greșeală de plasament a... N-am putut să dorm până nu s-a terminat meciul. Atunci când Di Marco a deschis scorul, greșeală în lanț a fundașilor centrali de la Inter Milano și nu numai, și mijlocașii centrali au și partea de vină, cei pe care tocmai cei lăudeam, Çalhanoğlu și cu Mkhitaryan. Mingea ajunge la Griezmann, care înscrie și restabilește egalitatea 1-1, prieteni. Acum e o lovitură liberă pe care Shimon Marciniak a acordat-o după faultul asupra lui De Paul, cam 30 de metri distanță perpendicular pe poarta adversă este așezat acest balon. A intervenit acolo Pavar, era în zonă și asista la această fază și Mkhitaryan, un fel de asistent de deposedare, să-i spunem așa, mijlocașul armean acolo. Griezmann a preluat mingea, a confiscat-o pentru că dorește să execute această lovitură liberă. Sunt numai puțin de 4 jucători, de fapt, din tabăra celor de la Atletico Madrid în preajma acelui balon și discută probabil despre schema pe care se va aplice la repunerea care va veni spre poarta lui Sommer. Se centrează ocazia acolo, recentă. Este un iureș total al celor de la Atletico Madrid, care au recuperat. Ce gol frumos mi-a dat. Eu și aici mi-a făcut. Picioare, Marcus Thuram luptă pentru minge, este faultat, este doborât în aer și se mai liniștesc un picuț spiritele după aceste atacuri în trombă ale madrilenilor la poarta adversă. 1-1 scorul în acest moment, 2-1 la general pentru Inter Milano. Am revăzut faza cu Koke, care a sărit și l-a dezechilibrat în aer pe Marcus Thuram, pe atacantul de careu al celor de la Inter Milano. Așadar, 1-1, prieteni, foarte curând vom intra în ultimele 5 minute ale acestei reprize. De Vrij pasează de pe linia careului mare în spate pentru Sommer. Acesta este pe linia careului mic, deci ceva mai în spate. 4-3 raportul șuturilor pe poartă până acum. Nu era o Barcelona. Spre poartă, ambele statistici în favoarea celor de la Atletico Madrid, numai că la goluri, acolo unde contează cu adevărat statistica, este egalitate 1-1. Atletico a fost chiar condusă, primele două goluri ale acestei duble eliminatorii au fost înscrise de către jucătorii italieni. Koke schimbă banda, trimite în partea dreaptă pentru De Paul. Acesta a combinat acolo cu Marcos Llorente. Mai departe spre Molina, care este lipit de tușă. Molina centrează pe sub Di Marco, balon în careu respins. Te pup, Edi, ce faci, bro? Bastoni, mingea de... Uite, am intrat și un pic la Rivals. Jocorați moldovan în poartă și... Acesta se duce în propria jumătate de teren, Preia pasează pentru Hermoso, care este la centru. Îi mănânc, uite, și îi mănânc pe ăștia. Ce faceți, bine? Din nou Vițel și ea. Ai mai avansat cu PC-ul? Încearcă să se demarce în partea stângă. Echipa oaspete s-a postat pe două linii în fața careului și încearcă să-și securizeze avantajul înainte de pauză. Probabil că asta este tactica utilizată acum de Simone Inzaghi. A respins Bastoni până la Dumfries. Acesta a degajat de la marginea careului într-o diagonală spre Lautaro Martinez, dar și argentinianul a fost vinovat de fault aici împotriva lui Savic, pe care văzându-l ridicat de la sol în încercarea de a lovi mingea cu capul, l-a împins discret. Astfel s-a produs faultul de care vă vorbeam. Minutul 41 deja al partidei, Atletico Madrid. Am zis, bro, 1-1.
partidă frumoasă. Da, tu vrei, na. Faptul că s-au și marcat aceste goluri face ca... Bănuiesc că ți-l faci bombă dacă nu-l faci cu piesă noi la banii aia, iese ceva bombă. Miză, Hermoso a preluat acolo cu mâna, a făcut un hands care, zic eu că putea să fie terminat și cu un cartonaș galben, pentru că a fost o comportare nesportivă evidentă a lui Hermoso, dar, mă rog, că arbitrii au decis altceva și nu este cazul, cred, să încercăm să judecăm prea tare prestația unui arbitru de top, cum este polonezul Simon Marciniak, delegat iarăși la o partidă foarte tare din Liga Campionilor. Am uitat să mai privim ceea ce se întâmplă și pe alte stadioane. Fac acest lucru acum pentru că oricum ne apropiem de finalul acestei reprize. Mamă, 6. Luton 1-3, se marchează multe goluri acolo, iar Dortmund conduce pe PSV Eindhoven. Bro, nu-ți trebuie cine știe ce, serios vorbesc. Borussia, nu Mönchengladbach, cea la care a jucat Sommer, ci Borussia. Decât să stai așa pe sec. Foarte interesant este în Germania derbiul Borussiilor, știți foarte bine și dumneavoastră, pentru că eventual îl vinzi mai acolo când dai mai mulți bani și ții, știi ce zic? Așa, îl mai țin pe ăsta un an, doi și pe-l vând și mi-au altul. După Premier League, campionatul cel mai tare. Îl mai țin, cam 2 ani cred că îl mai țin. După al vând și mi-au altul. Mă încearcă probabil o răceală, așa că încerc scuze pentru acest acces de tuse. Hermoso a primit cartonaș galben și acum este o fază care curge spre careul celor de la Inter. Un balon care a fost acolo trimis de către Depol. Azi mi-a scris și Habibi să mă întrebe de ce se... Intrăm frumos, echipă de aia mediocră și ne jucăm. Acum era offside acolo, Griezmann, poziție bună, Griezmann! Am spus că era offside și era, însă mingea n-a ajuns la el, ci la Marcos Llorente, după care... Din dinamica mișcării jucătorilor, Griezmann a venit în poziție regulamentară când i-a pasat Marcos Llorente și șutul din 13 metri lateral dreapta lui Griezmann a fost scos de către portarul formației oaspete de valorosul de altfel goalkeeper de la Inter. Îți meargă, bro, CSGO cum trebuie și ce trebuie. De colț, așadar, pentru Atletico Madrid, centrarea este respinsă de pe linia careului. Că altceva nu prea o să băgăm. A fost o luptă pentru minge a lui Mkhitaryan, dacă nu greșesc. Toată lumea joacă astea. Nu te gândi că tot ce e mai popular, absolut tot, merg jucate, pentru că sunt făcute în așa fel încât să intre cât mai mulți useri. Nu-ți cere resursele lui Dumnezeu. Marcos Llorente a preluat acolo. Bravo, băi, Moldova. Bravo, băi, băiatule. La Hermoso, care este ce ocazie. Hermoso, șut, centrare, iese Zomăr, care a urmărit atent traiectoria mingii și a reușit să prindă. Am revăzut și faza de adineauri cu combinația între Marcos Llorente și Griezmann. Șutul n-a fost respins de Sommer, cum am spus prima dată, așa văzusem de altfel. A fost un picior pus în fața lui Sommer de către Pavard și astfel balonul a fost deviat în afara terenului, în corner de către fundașul francez. Italienii în posesia mingii, în propria jumătate de teren, o pasă lungă care îl găsește pe Dumfries, demarcat în partea dreaptă, preluare pe piept, intră în careu, centrarea este pe jos, însă nu foarte bună, au respins acolo mijlocașii de la Atletico Madrid, echipa spaniolă poate la rândul ei să plece pe contraatac, Koke avea balonul, s-a oprit la cercul median, mingea către stânga unde este Griezmann, trece în jumătatea cealaltă de teren din preluare, minutul 45, mai avem cam un minut, cam 50 de secunde, până la încheierea timpului regulamentar de joc. Probabil se vor acorda și ceva minute de prelungiri, vreo două estimez că vor fi la această repriză. Este Depol în posesia mingii, combină cu Molina în partea dreaptă. Același Depol. Ce centrare faină, da? Pe dreapta și pasează către vecinătatea linii de mijloc, unde au fost acolo în combinație Savic și cu Witzel. Ultimul dintre cei menționați, Witzel, pasează înapoi pentru portarul Oblak. Din nou Witzel spre Samuel Lino în partea stângă. Samuel Lino o trimite spre Alvaro Morata. Da, bro, dar la editare cât îți trebuie acolo? Că dar nu-ți trebuie mai... Sau vorbesc prostie. Nu-ți trebuie mai mult ca la acest ego, mă refer, ca la acest să dă, bănuiesc, nu? De Paul ulterior faultează la mijlocul terenului. Uf, să-i cât casă. Spre
vecinătatea punctului de unde se reia jocul. Un minut, da, am fost optimist să spun că vor fi două minute de prelungiri. Unul singur a dictat brigada poloneză pentru această primă repriză a meciului dintre Atletico Madrid și Inter Milano. 1-1. Griezmann a egalat după ce Di Marco deschisese scorul în această dispută 100% latină, foarte frumoasă de altfel, și care deocamdată are o câștigătoare pe... A, așa tare trebuie. Pe la video știu, dar la Photoshop nu cred. La video 100%. Deja posesie pentru Inter, care așteaptă fluierul de final al acestei reprize. Acum se accelerează către Pavard, care îi transmite lui Dumfries pe partea dreaptă, urmărit de către doi jucători adverși. Dumfries se prăbușește, este fază petrecută chiar în preajma arbitrului asistent, care a ridicat brațul și a semnalizat cu fanion. La Premier Pro știu că e groasă acolo, acolo chiar îți trebuie resurse ca lumea, la Premier Pro. La Photoshop nu cred, sens, eu am Photoshop pe... Și altele nu știu la cât mai refer, la altceva, la... Dacă știi și altele, alea mai grele, After Effects și alea da, trebuie acolo. Griezmann de a părea în offside, alea sunt complicate. Alea porții însă în poziție corectă. El a și sărutat mingea după ce a primit-o de la Coche și a marcat acel gol egalizator. Pauză, prieteni. Atletico Madrid Inter 1-1. Vom reveni și noi în 15 minute. Iată că fac egal iară. Fuck. Fac egal. Da, Premier Pro, trebuie resurse multe acolo. Mai ales dacă ai videoclipuri 4K și din alea, acolo trebuie placă video, bombă. Bomba atomică. Ia uite bă, l-a ajuns ăla pe Mbappé, frate. E gata, mă. Au apărut monștri în apărare acolo. Mamă, când l-a ajuns ăla pe Mbappé, am zis că nu-l mai prinde niciodată. Na. Offside. Werner. Ce greșeală a putut să facă dromaderul ăsta? Vai, ce greșeală a făcut. Cât m-a ajutat greșeala lui. Timo Werner. Nu iartă. Mamă, că dacă intra asta, cred că nebuneam.
Bă, băieți, am și niște pachete, dar le țin pentru vineri, că e promo șmecher. Football de ăla, că e șmecher. N-are rost să le deschid acum și vin și premiile de la Rivals. Okay. Bă, dar nu vine să cred că te-am ratat cu ăsta. Și în ce caz iau una aia și mi-a dat bă.
și iarăs. Haide mai mânză. Dar câte victorii oare să mai fac la Leicester, mă? La Rivals. A, încă 3 le facem și gata, ca să nu mai aprind și mâine. Încă 3. Bun. Goal for the visitors. Number 10, Kylian Mbappe.
M-ar ajuta mult dacă ieși. M-ar ajuta mult, tată. Ce bravo. Da, Sokol Gurica. Salut, salut, David. N-am deschis pachete azi, vineri o să deschid pachete. E promoție faină vineri. Atunci o să fie jucători mișto în pachete. Te aștept să vină vineri. Menes, pe Pablo Barrios, pe Tomas Lemar, însă revin, spuneam, Griezmann și Azpilicueta odihniți în partida cu Cadiz în campionat.
A fost o odihnă, se pare, destul de importantă pentru Griezmann, care a punctat și încă a făcut-o repede în stil de mare atacant. În minutul 35, el restabilea deja egalitatea după ce Di Marco, vă reamintesc, a deschis scorul pentru Inter Milano în minutul 33. Astăzi seara aflăm ultimele două echipe care se califică în sferturile de finală ale Ligii Campionilor, după care joi seară avem Ulița Cehă din Europa League, chiar dacă echipele din capitala Cehiei, Slavia și Sparta, au pierdut meciurile de săptămâna trecută din optimile de finală ale Europa League cu echipe puternice ca AC Milan sau Liverpool. Am menținut în grila de program aceste partide pe care vi le vor transmite și colegii mei. Apropo, cred că avem timp să facem o trecere în revistă a programului ulterior de transmisii pe Fesport, pentru că jocul este întrerupt, a fost acolo o dispută la mijlocul terenului și Mkhitaryan se ținea de șold pentru că a fost lovit. Mâine, deci, avem două meciuri, Sparta-Praga cu, de fapt, Slavia-Praga cu Milan, Dan Mihai Bădescu la ora 19:45, respectiv Liverpool cu Sparta-Praga ora 22:00, Mățăoanu. Vineri seara ora 20:30, Rapid Farul, Sorin Mățăoanu. Sâmbătă, 17:15, Osasuna Real Madrid, Călin Vegheș. Tot sâmbătă la ora 19:30 din Cupa Angliei, Manchester City, Newcastle, Dan Mihai Bădescu. Și de la Golazo! A ieșit, s-a supărat. Craiova, Ionel Luțan. Duminică, ora 16. West mai trebuie să câștig două meciuri și gata. Delegat, din Cupa Angliei la 14. Vedem cu cine nimerim. Din Cupa Angliei la 19:30 Manchester United, Liverpool, Călin Vegheș. La ora 21 FCSB Șepșiu, Eșca Sfântul Gheorghe, subsemnatul. Și la ora 22 Vlad Podar, Atletico Madrid cu Barcelona în La Liga. Luni este o zi dedicată play-out-ului, UTA voluntar la ora 7. Ce faci, David? Eu voi comenta acel podcast, iar de la ora 20:30 se joacă partida Petrolul FCU Craiova 1948 cu Dan Mihai Bădescu la microfon. Avem și partide din zona de meciuri amicale internaționale. De exemplu, vom transmite vineri, acolo nu avem încă puși comentatorii, vineri seară, 22 martie, la ora 21:45, amicalul România-Irlanda de Nord. Apoi, sâmbătă, pe 23, avem Anglia-Brazilia, la ora 21, avem Franța-Germania, la ora 22, marți, pe 26, alte trei meciuri foarte interesante, România-Columbia, ora 21:30, de pe acest stadion, unde se confruntă acum Atletico și Inter. La ora 21:30, tot atunci începe pe Wembley partida Anglia-Belgia și la ora 22:30, Spania-Brazilia. Marcos Llorente pătrunde pe lângă Di Marco, foarte bună pasa, șutul, parat acolo Griezmann. Mare șansă de 2-1 a avut Griezmann, care a tras după centrarea lui Marcos Llorente la firul ierbii. A venit lansat Griezmann și de la marginea careului mare a trimis un șut plasat pe spațiul porții, dar intervenția goalkeeperului de la Inter Milano a fost suficientă. Interul demonstrează că are un portar pe măsura lui Oblak, de ce nu? Zomer poate fi comparabil, cel puțin ca evoluție, în această seară cu Jan Oblak, mult mai titratul său omolog din poarta și din partea, până la urmă, celor de la Atletico Madrid. Oblak a câștigat de 5 ori trofeul Ricardo Zamora, dedicat celui mai bun portar din campionatul spaniol. Acum a fost o acțiune de atac în stânga, lângă linia de fund a celor de la Inter, cu Mkhitaryan, care a ajuns acolo, a fost într-un duel cu mai tânărul Marcos Llorente, a reușit să centreze armeanul, dar mingea s-a dus în brațele lui Oblak și astfel faza s-a închis. De Paul pasează pentru Molina, acesta schimbă spre zona centrală, a fost o intervenție a lui Barella, nefericită însă, și Samuel Lino are spațiu de pătrundere și de manevră pe partea stângă, pasa către Careu, este acolo Griezmann, centrarea peste toată lumea, Di Marco reușește să respingă. De Paul preia la 25 de metri, șut pe jos, respins de către De Vrij de pe punctul 12 metri, iar acum mingea ajunge din nou la De Paul, care este la 20-25 de metri pe partea dreaptă, pasează către tușă, unde primește Molina. Centrarea acestuia respinsă din mijlocul careului de către Pavar. Balonul la marginea careului mare, este o ieșire frumoasă din apărarea celor de la Milano cu Marcus Thuram, care a încercat să paseze spre Barella, demarcat în partea dreaptă, n-a ajuns însă mingea acolo.
pressing făcut de mijlocașii lui Diego Simeone. Griezmann pe partea stângă preia cu balonul la picior, încearcă să-l angajeze pe Alvaro Morata în careu. Așa se întâmplă, Pavar este ca o umbră în spatele lui Alvaro Morata, se opune. Apoi centrarea lui Alvaro Morata este respinsă de către Bastoni și mingea este afară. Va fi aruncare de la margine pentru Atletico Madrid din partea stângă în direcția lor de atac, când suntem deja în minutul 54, dragi prieteni, ai de partide. Atletico Madrid. A ieșit și asta. Încă un meci. Scor la care spuneam favorizată de statistici este Inter Milano, care s-ar califica, scor general 2-1. Lautaro Martinez a cam dispărut un pic din joc. Lautaro Martinez a fost acolo într-un duel pentru minge cu Witzel. Balonul rămâne la italieni, pasă în spate pentru portarul Sommer, care este în fața careului mic. O pasă pe jos pentru Mkhitaryan, care este faultat inteligent acolo. Mkhitaryan a protejat acel balon și, drept urmare, a forțat obținerea faultului, lucru care s-a și întâmplat, i-a convenit, desigur, lui Mkhitaryan acest lucru. Am revăzut și faza cu Griezmann, care a șutat periculos, dar Sommer a reușit să rețină în doi timpi. Cel care alergase după ce a respins prima dată Sommer a fost tot Griezmann. În vecinătatea porții, pe o eventuală recuperare, ar fi putut continua faza respectivă. O minge acum la Inter Milano, care a schimbat radical structura jocului. Atacă formația lui Simone Inzaghi. Îl avem pe Di Marco în stânga. Pasa este totuși recuperată de către Molina și apărătorii de la Inter Milano. Bun, Luton 3-3. Bă, ce meci, bă, frate, bă. Iată, era Premier League acolo. De la 25 de metri. Ești nebun la ca? Mingea se duce la vreo 15 metri. Bă, ești nebun. Și stai să zic că le mai dă una. 4-3, a dat gol. 4-3, acum a dat gol. 4-3. Bournemouth. Incredibil, frate. Nu am Premier League, vezi așa ceva. Careul mic a portarului Oblak. Acesta a trimis lung. Cu Van Dijk gol și cu Moldovan, frate. Pieta înaltului Alvaro Morata. Tot Alvaro Morata a încercat o combinație cu Griezmann. Iese însă Sommer la marginea careului, respinge cu piciorul ușor până la De Vrij, acesta până la Di Marco, apoi autorul golului de 1-0, închis acolo de către Molina, dar duelul lângă linia de margine se soldează cu o repunere din tușă pentru Inter Milano, ceea ce evident iarăși... Oare cât era cota, fra? Ce spun, convine de minune formației care la general este în avantaj pe tabela de marcaj. Nu e niciuna în avantaj acum pentru că este 1-1, dar dacă este să adăugăm și golul pe care l-a marcat Arnautović în partida tur, este o soldată la pe an ăstea, bro. Este evident faptul că Inter Milano se califică dacă nimic nu se întâmplă, dacă nu accelerează un pic Atletico Madrid, ar fi a doua echipă, de fapt singura echipă italiană, Inter Milano, care rămâne în sferturile de finală după cred că vreo 500 era, fra. Și în această fază a vreo 500 cred că era. Bayern München, dar Lazio totuși nu este o echipă care cel puțin din punctul meu de vedere să concureze pentru sferturi. Acum Mkhitaryan pasă pentru Marcus Thuram, din nou Mkhitaryan îl servește în dreapta pe Dumfries, luptă cu Samuelino, cade Samuelino și este fault extraordinar. Bournemouth a întors 4-3 cu Luton, excepțional. Iată cum a curs scorul acolo, prieteni, ce întoarcere în minutul 9. Chong a deschis scorul pentru Luton, apoi... Îmi dădea demisia un an de zil. Ogbene a marcat în minutul 31 pentru Luton și Barclay a făcut în minutul 45+1 3-0 pentru echipa din orașul Aeroport. Îmi închidea ratele. Londra. Apoi în repriza secundă, Solanki 1-3, Zaparnăi, fundașul ucrainean 2-3, Semeio 3-3 în minutele 50, 62 și 64 s-au marcat, apoi Semeio a mai marcat odată în minutul 84 și este 4-3 pentru Burma. Au ceapără Moldova. De la 0-3 la pauză, Luton poate să piardă o partidă uluitoare. 4-3 așadar pentru Bournemouth, prieteni. În celălalt meci, Borussia Dortmund PSV Eindhoven este 1-0. Să vedem și PSG ce face, pentru că auzi, Petrica, această seară de miercuri în Cupa Franței contra celor de la Nice, 2-1 la pauză. Hai, de ce nu m-am mai dus un pas? Mi-a dat aia cu Oscarul. Acum a luat Oscarul, actorul din Peaky Blinders, că a jucat într-un film cu bomba nucleară și că e șmecherul filmul ăla, chiar vreau să-l văd. Și cred că acolo
pasă scurtă pentru Çalhanoğlu, triunghi de pase, a alergat Griezmann. Mersi de subscribe, bradere. Nu, n-a fost Griezmann, a fost De Paul, are și el tot părul oxigenat și mi s-a părut inițial că este Griezmann, dar era Rodrigo De Paul cel care a fost învârtit de câteva ori între trei jucători de la Inter Milano în preajma liniei de centru. Pasele rapide ale acestora aproape că l-amețiseră, îl băgaseră la mijloc, cum spuneam, pe Rodrigo De Paul. Acum este o pasă care l-a găsit pe Mkhitaryan. De la acesta la cealaltă. Dar când zice ăsta, Mkhitaryan zice, Mkhitaryan, auzi? E Mkhitaryan, bă, băiat, le vezi dacă nu joci FIFA. E Mkhitaryan. Minutul Mkhitaryan. 59 al partidei, 1-1 în continuare între Atletico Madrid. Uite și ăsta de poarta goală. Çalhanoğlu a dat o pasă lobată, dar în încercarea de a ajunge la balon, Thuram l-a călcat pe Witzel. Auzi de unde iau și eu filmul ăla Oppenmeier ăla? Ia stai că mi-l bag eu pe stick, de le iau de pe Filelist. Cred că pe Filelist e 100%, nu? Să intre în poartă doar dacă, Doamne ferește, îi se întâmplă ceva lui Oblak, ia cartonaș roșu sau se accidentează. Numai așa îl putem vedea pe Horațiu Moldovan între buturile celor de la Atletico, pentru că chiar vreau să o filmul ăla. Nici o vină n-a avut la golul marcat de Di Marco. Marcos Llorente acum pe partea dreaptă, centrare, ocazia Alvaro Morata, care a tras de la 11 metri, poziție centrală, șut cu piciorul drept pe lângă vincul din dreapta al porții, șansă mare pentru Atletico de a face 2-1 și în cazul în care Atletico marchează, este evident, prieteni, că ne vom pregăti de prelungiri, așa cum a fost și aseară la Arsenal cu FC Porto. Au fost prelungiri, dar au fost și lovituri de la 11 metri pentru departajare. Dar cine e Bradley? Tunarii londonezi s-au calificat. Cine e Bradley Cooper? Puternice echipe din Portugalia, care este FC Porto. Minutul 61. Este pe el cum îl cheamă? Că eu știu de Thomas Shelby, știu pe el. Milano 1-1. Nu știu numele adevărat, îl știu de Thomas Shelby, așa îl știu eu. 40 de metri până la centrul porții apărate de Sommer, s-a bătut scurt, este acolo și actorul meu preferat, zic sincer. Witzel urcase acolo, dar De Vrij foarte atent, a preluat pe piept, apoi a degajat lung, nu mai era niciun atacant al echipei sale, dar intenția lui De Vrij a fost să scape de minge și să îndepărteze pericolul. Samuel Lino, o centrare care cade în careu, trecuse mingea de Pavar, însă atent în spatele său, Sommer a prins lângă bară, lângă bara din stânga a porții și astfel o nouă fază, o nouă posesie pentru Atletico Madrid s-a văzut ratată de către echipa lui Diego Simeone. Minge jucată în preajma liniei de careu mare a celor de la Inter Milano. Este acolo Bastoni care pasează pentru De Vrij. Acesta poate să urce, are tot terenul în față. Murphy. Și ăla Bradley, ăla Bradley Cooper, sigur nu știu dacă îl văd. Zi-mi un rol în care a jucat foarte cunoscut. Bă, am căscat, mi-am pus mâna la gură, dar scum pe manetă, frate. A sărit acolo Hermoso și și-a folosit jocul de cap. Se înțelege. Uite ce am făcut. Decid în acest clinch că aruncarea de la margine este pentru Inter Milano. Așadar va fi repunere din tușă pentru echipa oaspete, care ușor ușor pare să că s-a orientat în acest joc de uzură în care urmărește blocarea oamenilor importanți de la Atletico Madrid, în special pe Griezmann, dar și pe Alvaro Morata. Iar dacă aceștia doi sunt anihilați... Da, știu, m-am și văzut Guardianii Galaxiei, dar m-am uitat așa în secvență, că eu la filmele alea ador. Echipa oaspete. E drept că și compartimentul... La filmele astea de science fiction, așa, de cu planete, cu măia somn. Altfel, însă, atâta vreme cât baloanele livrate de aceștia... Mă relaxează. Dași foarte bine pregătiți, cum ar fi Pavar, De Vrij și Bastoni, lucrurile sunt cele Oppenmeier ăla, șmecher o film. Adică 1-1 calificată Inter Milano. Iau de pe Filelist. E lovitură liberă pentru Inter Milano acum după intervenția lui Witzel asupra lui Mkhitaryan. Mkhitaryan, doamne, cum Mkhitaryan, auzi bă cum îi zice, a? De pe vremuri alergă însă foarte mult. Mkhitaryan, poate faultul cum s-a întâmplat și la faza anterioară. E lovitură liberă acum, Çalhanoğlu va executa exact ceea ce vă spuneam, cei doi care se coordonează foarte bine, un turc și un armean, extraordinară pereche de mijlocași la Inter Milano, știm bine ce dispută istorică între cele două popoare există, turcii și armenii. Nu vreau să mă bag foarte mult în politică, pentru că
stăm pe un butoi de pulbere, lumea întreagă e un butoi de pulbere după deschiderea fronturilor de conflict militar din Ucraina respectiv și a Gaza. Toate aceste meciuri de fotbal, toate Petrică, închis și eu live oricum, ăsta e ultimul meci și pe care o să-l câștig. Ne auzim vineri la pachete. Mă duc că s-a trezit Tudor și e răcit. Să stau cu el, știi? Dreaptă, periculos, pe la mine se trebuie să mai dau un gol ăsta. Corect acolo lui Bastoni, jocul gata. Că ies și băieții, sau nu ieși. Închid live-ul, vă mulțumesc care a stat cu mine. Vă las să aveți o seară minunată și noapte bună.